Bună dimineața! Astăzi suntem puțin mai matinali, este ora 5, ne îndreptăm spre parcarea Irum. De acolo vom merge la tura de 200 de kilometri organizată de Asca Reghin. Să sperăm că vom parcurge cu bine și această tură. Haideți cu noi la drum! Cum spuneam, ne îndreptăm spre parcarea Irum. De acolo va fi plecarea. Ruta traseului va fi Reghin, Filia, Toplița, Pasul Bucin, Pride, Sovata, Eremitu, Reghin. În jurul orei 5:30 va fi plecarea. Vom porni câte 10, vom porni organizat. Să sperăm că vom parcurge cu brio și acest traseu și nu vor fi evenimente. Și am ajuns la Neața.
Cum ți s-a părut drumul până aici? Super. Super. Greu? Nu, super frumos. Da. Ușor. Recomand și la alții, nu? Da, haideți și voi, vă așteptăm. Ne vedem sus în vârf. Bine. Și ați ajuns într-un final. Am ajuns într-un final. Un pic mai greu la când bate vântul, nu? Corect, corect. Și singur. Nu, păi. Ce n-ai văzut? Domnul Ghiță, cum vi s-a părut până acum? Nota 20? Mult prea ușor cu așa o trupă faină. Așa? Da. Deci o să fie și mai ok. Deocamdată e perfect. Spor la... Ne vedem în topnița, să vedem cum va fi vremea. Spor în continuare. Ok, la fel. Suntem la Sălard. Aici facem primul popas. Ne-am oprit să luăm puțin apă, să ne relaxăm mușchii puțin și încet o să pornim la drum. De aici ne îndreptăm spre Toplița și de acolo mergem spre pasul Bucin, unde va fi și punctul de control. Haideți cu noi la drum în continuare, să ne bucurăm de peisajele din jur și să facem puțină mișcare. Ciao! Atât când vii la tura de 200. Da. Și cum ți se pare? Da, da, spor. Da. Spor.
Așa am ajuns și în Toplița. Mi-e tras are în ochi. Aici nu știu. Suntem în Ditrău, vom face imediat o oprire, după aceea ne vom continua drumul. Depășesc prin linie. Foarte bine. Foarte bine, foarte fain. Lampa 20. De această cale îi îndemnăm și pe
ceilalți să vină să facă mișcare cu noi. Nu este concurs. Lumea vine de plăcere, pentru mișcare, sănătate, nu? Foarte calorii. Exact. S-a schimbat păcuțul de data asta. Când în echipă e un pic mai, da, mult mai, mai bine, puterea crește. Da. Și am intrat și în borzon. Da, și te motivezi un pic altfel. Exact. Și ne pregătim de ploaie, nu? S-ar putea să vină ploaia. Băieții se echipează acum. Ne pregătim, sper să nu vină. Să sperăm că nu vine. Mai avem aproximativ 15 km și ajungem la pasul Bucium. Acolo va fi punctul control. Un mesaj pentru cei care se uită. Să vină, să vadă ce e adrenalina. Să vină că e bun gulaș aici. Da. Am făcut un mic popas la borzont. Am luat o masă caldă. Iar acum pornim la drum. Ne îndreptăm spre pasul Bucin. Haideți cu noi la drum. Hai la drum. Stai că să-mi iau calul. Și am plecat din nou la drum. Să sperăm că nu o să vină ploaia. S-a norat puțin pe aici. Da, din nou să vină ploaia, să ajungem cu bine la pasul Bucin. Mai facem acolo un mic popas la punctul de control, apoi vom pleca spre Pride, Sovata și Reghin. Domnul Ghițăr, ați mai fost pe acest traseu? Da, dar invers. Invers. Da. Mai avem mult de urcat.
Sper că nu. Nu mai sunt. Nu știu. Vreo 5-7 km, cred că nu. Atunci încet îi facem. Ușor cu treabă bună. Da. Și după o dură de serviciu. Un pic mai greu, nu? Da, ok. Dar nu, un pic, puțină ambiție. Da. Voință mai multă, da. Și ar putea să facă oricine. Da, sigur. Treptat, cu mult antrenament. Încet, cu treabă bună. Da. Spor la pedalat. Mulțumesc. Aici vine coborâre? Ha? Vine coborâre? Da. Vine coborâre, urcare un pic și după aia coborâre. Aici ai curtea de schi. Aha. Am ajuns la punctul de control, în sfârșit. Merge treaba. Merge. Merge încet. Am așteptat că 146. Sigur mai aveți? Da, da. Ajuns, salut. 146.
Bun, bun, bun. Super tare. Super tare. Și am ajuns și la finish. Am parcurs cu bine și tura de 200 de kilometri. Acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul nostru. Vă așteptăm și pe voi la următoarea tură organizată de Ascaregen. Numai bine!